Bună seara, bine v-am regăsit. Începem emisiunea Deale Buzoianului. Îl am alături de mine în această seară pe un invitat care știu că vă este drag, ne este și nouă, domnul profesor Edmond Buga Sfinteș. Domnule Sfinteș, bună seara, bine ați revenit. Bună seara, bine v-am regăsit. Vorbim despre ce se întâmplă în zilele noastre și dacă am avut și încă avem solicitări foarte multe pentru ora de istorie. Sunt foarte mulți buzoieni care vor să revadă ora de istorie pe care ați realizat-o aici la Campus TV, vor să vadă emisiuni noi. Aș vrea astăzi să vorbim puțin despre istoria care se scrie în zilele noastre, pentru că sunt tot felul de evenimente. Și aș vrea să vă întreb cum ați simțit rezultatul alegerilor, cum vi s-a părut campania electorală pentru europarlamentare și cum vi s-a părut rezultatul care pe mulți i-a surprins. În primul rând că n-a existat nicio campanie pentru europarlamentare, în sensul clasic al cuvântului, pentru că toate partidele politice s-au axat pe teme interne. Tema externă a fost lăsată deoparte sau a fost atinsă așa când și când. A fost aruncat în derizor. Deși despre asta era vorba, despre alegeri pentru Parlamentul European. Pentru că fiind în Uniunea Europeană din 2007, ar trebui să avem un cuvânt mai greu de spus acolo și acest cuvânt îl putem avea prin reprezentanții noștri la Bruxelles. Ori ne-am învățat din mandatele anterioare ale trimișilor noștri acolo, că foarte puțin dintre ei au apărat interesul personal, majoritatea și-au apărat interesul național, da, majoritatea da. Și-au apărat interesul personal. De fapt, din momentul întocmirii listelor, mi s-a părut că pentru unii Parlamentul European este un fel de sinecură și acolo au ajuns niște sinecuriști. Adică, dincolo de votul românilor, la Bruxelles au ajuns de-al de Traian Băsescu sau Traian Băsescu, el știe mai bine, Maria Grapini, distinsa lingvistă, Rovana Plumb, Vasile Blaga, adică oameni care au făcut mai mult rău decât bine în politica românească sau în unele cazuri chiar s-au făcut de râs. Pe lângă ei mai sunt și alții. Așa cum spuneam, nu a existat o campanie pentru Europa, a existat o campanie pentru dărâmarea guvernului. Fiecare a făcut cum s-a priceput mai bine și au avut și material didactic, pentru că Dragnea a fost personajul central al acestei campanii pentru europarlamentare, deși domnul Dragnea numai aură europeană, numai alură europeană nu a avut în toată această perioadă. Deci, în ceea ce privește campania pentru europarlamentare, a fost o cruntă dezamăgire. În ceea ce privește rezultatul alegerilor europarlamentare, din punctul meu de vedere, este un rezultat așteptat. PSD-ul a plătit tribut fuduliei, prostiei. În momentul în care partidele ajung la putere, drogul puterii parcă le iau mințile. Aici, la dumneavoastră, spuneam după alegerile parlamentare anterioare că PSD-ul are o mare opoziție, nu opoziția parlamentară, ci opoziția populației, pentru că marele lor rezultat de 47% sau cât au avut atunci, era de fapt 18% și oricând strada se poate, mulțimea se poate întoarce împotriva lor. Ceea ce s-a întâmplat, pentru că față de parlamentare au avut cu 1 milion de voturi mai puțin. Față de europarlamentarele precedente din 2014, nu au avut mai puține voturi, au avut cam același număr de voturi, cred că o diferență de câteva zeci de mii, deci tot peste vreo 2 milioane de voturi. Însă prezența la vot acum a fost mai mare. Referitor la prezența la vot, totuși să nu spunem că a fost o prezență extraordinară. 51% dintre români nu au votat, deci mai mult de jumătate din populație nu este de acord cu actuala clasă politică, pentru că astfel pot fi interpretate aceste cifre. E adevărat, o mică parte dintre ei, nu știu, câteva zeci de mii sau sute de mii, nu cred că sute de mii, cred că zeci de mii, au fost împiedicați în diaspora să voteze din cauza politicii incapabile a guvernului Dragnea Dăncilă de a organiza aceste alegeri. În ceea ce privește rezultatele, văd că toată lumea spune că PNL-ul a obținut o mare victorie. Iarăși este o teorie falsă, este o mare minciună. PNL-ul a obținut cu un
europarlamentar mai puțin decât data trecută, pentru că în 2014, cine nu mai ține minte, au candidat și, și PDL-ul și PNL-ul și atunci au avut împreună 11 europarlamentari. Acum au doar 10 europarlamentari. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu au obținut vreo victorie măreață. Faptul că se află cu 27% pe primul loc este o altă discuție, dar nu înseamnă că au avut rezultate mai bune decât data trecută. Ar fi trebuit să aibă peste 11 europarlamentari ca, ca rezultatul lor să fie considerat mai bun. PSD-ul a suferit o înfrângere categorică, le-a scăzut numărul de europarlamentari, dar la ce să te aștepți când trimit în capul listei era Rovana Plumb, știi? Adică un magnet de voturi. Trebuie să fii nebun să votezi pe Rovana Plumb. De aici s-au bazat pe faptul că în general îi votează oameni care, ca și pregătire, au sub 8 clase. Marea majoritate a votanților PSD au asemenea pregătire precară, din punctul ăsta de vedere. S-au bazat pe principiul ăsta proști, dar mulți. Și au crezut probabil și în poveștile pe care le îndrugau instituțiile de sondare a opiniei publice, care erau niște falsuri de la un capăt la altul. În acest punct de vedere, grăitor este rezultatul ALDE, partenerul de la guvernare, căruia îi se dădea în acele sondaje 10, 12, 14%, ceea ce... Și n-au făcut pragul, au avut 4,9 sau deci, cât au avut. Deci n-au avut procente nici câte neveste are domnul Tăricianu sau au avut domnul Tăricianu. Și lucrul ăsta contrazicea tot ceea ce știam eu despre politică și chiar așteptam, din punctul ăsta de vedere aveam și eu o nedumerire la alegeri, cât va face ALDE. Eram curios pentru că nu vedeam de ce să crească. Călin Popescu, Tăricianu făcea politica lui Dragnea, o politică destul de proastă. El avusese 5% la alegerile prezidențiale precedente, deci nu avea cum să crească. Și rezultatul a confirmat ceea ce știam eu despre politică. Traian Băsescu a ajuns europarlamentar, numai asta nu fusese la viața lui, în rest a fost președinte, deputat, primar, informator al securității, iubit neoficial al Elenei Udrea, a avut toate calitățile din lume, nu fusese europarlamentar și iată că a făcut-o și pe asta. În paranteză fie spus, Traian Băsescu, când a fost președinte, a făcut numai boacăne. El a consolidat sistemul mafiot din România, a desăvârșit ceea ce începuse Adrian Năstase. Paradoxal, după ce nu a mai fost președinte, apare prin diverse emisiuni și spune lucruri corecte. Adică este mult mai relaxat și, într-adevăr, spune lucruri corecte. El a ajuns acolo ca să-și mărească pensia, pentru că tot se văita că are o pensie insuficientă. Marele câștigător al alegerilor este totuși USR-ul. USR-ul, un partid tânăr, fără ideologie. Unii spun că sunt marxiști, neomarxiști. Nu este un lucru greșit să fii marxist. Auzit, vă întrerup puțin, foarte supărat pe domnul Cioloș în momentul în care intra în direct imediat după rezultate la televiziuni, spunând că nu mai spuneți, domne, USR, că e alianța 2020 USR Plus. Ce va rămâne din plus după alegerile astea? Deci alianța 2020, cum ar spune doamna 2020, doamna, da. Da, așa este, alianța 2020 USR Plus. De fapt, este guvernul Cioloș, pentru că este format și Barna a făcut parte din guvernul Cioloș și majoritatea sinecuriștilor care merg la Bruxelles sunt foști membri ai acelui guvern. Guvernarea Cioloș, care a fost o guvernare slabă. În cartea mea, Adevărul despre România, analizez toată guvernarea Cioloș și se va vedea de acolo, se vede cine a citit acea carte, că Dacian Cioloș a fost o dezamăgire din punctul ăsta de vedere. Deși mie Dacian Cioloș mi-a fost simpatic întotdeauna. Nu știu de ce, am avut așa un feeling pentru el, dar USR-ul a câștigat pentru că a capitalizat toate nemulțumirile populare și se întâmplă frecvent lucrul acesta la alegeri. Așa a fost și cu PRM-ul în 2000 și cu PPDD-ul parcă în 2012 parcă 2012 a fost. Deci întotdeauna există un partid care capitalizează nemulțumirile populare. Aici diferența este că la USR, cu USR au votat foarte mulți intelectuali. Deci 40% din votanții lor sunt intelectuali. Deci majoritatea intelectualilor din această țară au votat cu USR-ul din diferite motive. Nu toți din același motiv. De aceea au și acumulat multe voturi, dar asta, în mod paradoxal, le va crea foarte multe probleme în viitor. În momentul de acum încolo, vor trebui să se organizeze pentru a da un guvern pe viitor, pentru că USR-ul merge exact pe linia pe care a mers în Franța gruparea lui Macron, En Marche. De minte și o susținere financiară există pe filiera plus pentru USR din aceeași direcție, sau cum 5 stele, partidul 5 stele în Italia.
au ajuns la putere, dar după ce au ajuns la putere, pentru că nu au fost, n-au înțeles foarte bine mecanismele de guvernare, au început să cadă. Și cred că USR-ul va avea același drum. Va ajunge la putere până la urmă, într-o formă sau alta, și se va prăbuși pe urmă dacă nu gestionează organizarea internă și dacă nu se vor defini clar ca ideologie, pentru că ei nu par nici de stânga, nici de dreapta, deși am văzut că dreapta unită dintre USR și PNL. Au început să se certe imediat după alegeri, după câte așa. De în România nu există o distinție clară între stânga și dreapta. N-a existat niciodată după 80, doar că se autodefinesc, să spun că-s dreapta și de stânga. Au început să se certe. USR-ul face un joc inteligent în acest moment din punct de vedere politic, pentru că, să ne gândim, vorbim despre ei ca mari câștigători, dar totuși ei sunt al treilea partid al țării, sau a treia alianță, cum sunt la ora actuală, sunt după PSD. Și dacă rămân în opoziție și continuă aceeași campanie, au avut diferite campanii foarte interesante, fără penale în funcții publice și mai multe alte lucruri. Acum au fără țigări în magazine, dacă ați observat. Și meditații la orele în programa școlară, mindfulness, e un proiect al USR-ului, să intre în programa școlară. Am văzut că imediat PSD-ul s-a activat și au început să râdă de cei de la USR că ce-s proiectele astea. Da, au fost pe vremea și meditația transcendentală, care Andrei Pleșu umbla cu măr în gură, marele filozof, și doar în pantalon scurt prin poenile de la Sinaia. Pot fi foarte multe inițiative de genul acesta, care prind. Ei nu sunt proști deloc și lucrează cu grupuri mari de oameni. Încearcă să ajungă în diferite domenii. De exemplu, LGBT-ul. Toți ăștia au votat în mod sigur cu USR-ul, pentru că ei au susținut fățiș și această direcție. Acum să vedem dacă se vor bucura sau nu se vor bucura când le va intra morcovul guvernării în casă. Deci există foarte multe direcții de unde au venit votul pentru Alianța 20-20, ca să ne reamintim de doamna distinsă, doamnă prim-ministru. Ce părere aveți de doamna distinsă, doamnă prim-ministru, de doamna Dăncilă? După ce a scăpat de Dragnea, ați văzut, toată lumea a zis, wow, ce e cu Dăncilă, că știe să vorbească. Cum vi s-a părut? În general, despre doamne am o părere foarte bună, pentru că ele sunt mame, soții și gospodine de soi. Doamna Dăncilă, fără doar și poate că este, intră în această categorie, e o gospodină de soi. Dar și prima femeie prim-ministru al României, deci locul ăsta din istorie nu poate să îi lea nimeni doamnei Dăncilă. Dar să o transform pe doamna Dăncilă acum în mamă heroină a patriei, adică ea care a fost creația lui Liviu Dragnea, denotă și slăbiciune din partea noastră, dar atitudinea ei acum împotriva lui Dragnea denotă și o foarte mare lipsă de caracter. De aminte, Iorga spunea că boala societății românești este lipsa caracterelor. Pentru că ce ar fi fost ea fără Liviu Dragnea? Nu ar fi fost nimic. Sau poate vreo deputată, pe la deputată, mă rog, sau era o parlamentar, ce mai era înainte, cred că tot Dragnea a plasat-o și pe acolo, care întâmpina cu pâine și cu sare delegația oficială a partidului când aveau loc conferințe al organizației de femei ale PSD-ului. Doamna Viorica convine tuturor acum, și lui Iohannis îi convine, pentru că este un premier slab și are nevoie de un guvern slab. Eventualitatea că nu-l va dărâma, și nu cred că au interesul să-l dărâme acum. Poate doar Iohannis are acest interes, dar PNL-ul și USR-ul nu au interesul și ar face și o prostie. Ar putea să revitalizeze PSD-ul dacă preiau guvernarea și nu aduc un guvern bun, deși există voci care spun că nu se poate. Orice guvern este mai bun decât acesta. Problema este că la partidele de opoziție n-am citit niciun program economic sau un program de guvernare solid, să spună și ce facem pe educație, ce facem pe sănătate, ce facem în economie, așa cu țara nu se conduce cu lozinci, și în campania electorală el a dărâmat pe Dragnea cu o lozincă stupidă și până la urmă incorrectă față de societatea noastră românească, care a prins, dar nu poți să conduci țara cu lozinci și cu lucruri de genul acesta. Trebuie să ai un program de guvernare solid, foarte bine structurat. Însă nu am văzut acest lucru și de aceea nici nu cred că vor cu adevărat să dărâme guvernul Dăncilă. Deci moțiunea de cenzură ar fi un exercițiu de imagine pentru votanți? Sau? Pentru că electoratul care a votat
fie USR-ul, fie PMP-ul, fie PNL-ul sau partidele acestea din dreapta, au nevoie de un os de rost acum. Adică noi v-am votat și voi nu faceți nimic, nu dărâmați guvernul. Deși aceste alegeri nu au fost despre dărâmarea guvernului, ci despre europarlamentare. Și în Franța a câștigat Marine Le Pen, în Marea Britanie, în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a câștigat Nigel Farage, cel cu Brexit-ul, și nu pică guvernele. Nu despre asta este vorba, dar PSD-ul trebuie să își pună foarte multe semne de întrebare de ce s-a prăbușit atât de drastic în ochii opiniei publice. Și s-au prăbușit pentru că au plătit tribut propriei prostii. Lupta aceea împotriva justiției pe care noi am criticat-o de atâtea și atâtea ori am spus că e o mare prostie și că aici se va ajunge până la urmă, a ținut atenția trează opiniei publice și chiar dacă au făcut anumite lucruri bune sau au avut inițiative sănătoase în societatea românească, acelea nu au mai fost evidențiate, au trecut în umbră din cauza acestei lupte surde împotriva justiției ca să-l scape pe Dragnea de pedeapsa cuvenită. Credeți că a fost un vot emoțional? După 10 august oamenii au reacționat altfel și s-au mobilizat către vot? Pentru a scăpa de un partid anume? Unii au votat după 10 august, a contat și acel lucru. A fost o sumă de probleme care s-a acumulat în societatea românească și prin intermediul votului oamenii au înțeles că pot să dărâme PSD-ul. Pentru că n-a fost o luptă pe principii sau pe programe europene sau pe program de guvernare, pentru că la noi aici s-au axat lucrurile, ci a fost o luptă împotriva lui Dragnea. El s-a acumulat atâta ură în societatea românească împotriva acestui individ, de altminte mărginit, s-a dovedit că este mărginit, încât au declanșat acest vot, care, repet, din punctul meu de vedere, nu este un vot covârșitor. V-am spus, toate aceste procente despre care noi vorbim sunt din 49% din populație. În momentul în care va veni la vot 80% din populație, cum se duc în Suedia, 70%... Credeți că se va întâmpla vreodată în România? Ar trebui să se întâmple acest lucru și atunci, în momentul acela, cred că și societatea românească va arăta altfel. Pentru că, vedeți, îi spun acum, am greșit, cei de la sondare opiniei publice, am greșit în aceste sondaje pentru că noi am mizat pe o participare la vot de 30%. Păi de ce să mizez pe o participare la vot de 30%? Și aici trecem și la altă chestiune, referendum. În același timp, au făcut și referendum. Eu nu sunt de acord să se facă referendum în același timp, pentru că până la urmă se dovedește că referendumul este doar un pretext pentru a aduce la vot pe cei nehotărâți și pentru ca președintele, pentru ei instrumentul lui, să aibă o armă în plus în campania electorală. Această metodă a adus-o Băsescu cu cei 300 de parlamentari și a preluat-o și Iohannis. Deși Comisia de la Veneția recomandă să nu se facă referendum în același timp. Dar la noi a spus că a trecut referendum și iarăși un mare succes. Păi a trecut referendum după ce a fost scăzut pragul electoral, pragul de participare la 30%. Ceea ce iarăși este un lucru incorrect. Păi la noi referendum dacă 30% din populație votează pentru el. Măcar jumătate plus 1. Atunci poți să folosești cu adevărat arma referendumului. Revenim la Viorica Dăncilă, ea ar trebui să plece și din fruntea guvernului și din fruntea Partidului Social Democrat, să-i dea ocazia Partidului Social Democrat să se reformeze. Păstrarea Vioricăi Dăncilă în fruntea guvernului, v-am spus paradoxal, toată lumea vrea să o păstreze acum, inclusiv opoziția, pentru că este un premier slab și au de cine să râdă, pentru că Iohannis și-a pierdut, vine campania pentru prezidențiale, și el și-a pierdut capul de bătaie. Era lupta între Iohannis și Dragnea. Acum Iohannis nu mai are pe cine să atace. Mai este așa și mai atacă PSD-ul la modul general, dar el avea nevoie de un cal de bătaie. Și din punctul ăsta de vedere o să aibă mari probleme la prezidențiale dacă nu reușește să îi îmbrobodească pe cei de la USR să se alieze cu PNL-ul. Și USR-ul ar face o mare greșeală dacă s-ar alia din punctul de vedere al partidului lor. Ei trebuie să mizeze pe totul sau nimic, să aibă propriul candidat la prezidențiale și vor ajunge în turul 2. În momentul în care vor ajunge în turul 2 candidatul USR-ului, dacă este și spălat și îmbăiat, știe să și vorbească și nu are schelet în dulap, atunci președintele României nu va mai fi Iohannis din toamnă, noiembrie, decembrie, când vor fixa data, ci va fi Cioloș sau Barna care, din partea USR-ului. Calculele sunt foarte simple. În momentul în care, dacă ar ajunge Iohannis în turul 2 și cu Cioloș, de exemplu, întrebarea e cu cine vor vota
cei care au votat cu, PSD, cu PSD-ul. Vor vota cu Iohannis sau vor vota cu celălalt care este împotriva lui Iohannis? Iar politica lui Iohannis a fost permanent împotriva PSD-ului. A fost și o politică incorrectă pentru că, fiind președinte al României, ar fi trebuit să fie echidistant. A fost tot timpul împotriva PSD-ului. Și în momentul acela, Iohannis ar pierde alegerile prezidențiale și eu și cred că le va pierde. Dacă USR-ul, Alianța 2020, nu va intra la guvernare până atunci să cadă guvernul, paranteză, guvernul va cădea numai dacă vor dori parlamentarii PSD-ului. Deci nu va da rămâne alianța asta acum, a spus că le mai trebuie, nu știu, 19 voturi. PNL, USR, PMP, UDMR au spus că votează și ei. Pro-România așteaptă să vadă ce li se oferă. Dacă cu toate că domnul Ponta a zis că niciodată cu PSD-ul nu face alianță. Domnul Ponta așteaptă o hemoragie din PSD către Pro-România sau a așteptat să fie invitat înapoi în PSD. Ceea ce n-ar fi fost o greșeală din partea PSD-ului la criza de lider care este acolo. Ponta, cu toate păcatele lui, pare un lider. Și în momentul în care a fost premier, am spus-o și atunci, o spun și acum, Ponta a fost un prim-ministru bun. A înțeles rolul pe care trebuie să-l aibă un prim-ministru, dincolo de aroganța, turfia și toate celelalte prostii pe care le-a făcut ziua lui, precum Kim Il-sung pe Stadionul Național și alte prostii pe care le inoculează drogul puterii. Dar, în comparație cu celălalt, pare un lider. Am înțeles că și astăzi doi PSD s-au dus la Pro-România, au cursă în acea direcție. Pro-România a devenit un fel de un NPR, cum era pe vremea, sau o soluție imorală. Ei așteaptă, indiferent din ce direcție, fie de la PSD, fie de la Alianța de Dreapta, care încă nu există și care, din punctul meu de vedere, nu va exista pentru că în dreapta au fost rupturi permanente, ei așteaptă propunerea de premier. Iar Tudose, acest comic vestit al ecranului, abia așteaptă să intre din nou, fie ca prim-ministru într-un guvern Tudose, fie ca simplu ministru, în caz că se ivez lucrurile. Și cred că li se va oferi această ocazie în curând, pentru că ei sunt învățați la Ciolanul Puterii și, să nu uităm, ei sunt totuși din PSD de acolo. Voturile pe care le-au luat, asta este și o cauză a scăderii PSD-ului. Le-au luat din direcția PSD-ului. Nu cred că a votat cu Pro-România vreunul care data trecută a votat cu Partidul Național Liberal sau cu partide de dreapta. Vorbeam despre alegerile prezidențiale, mai avem doar câteva luni până când va fi oficial campanie. Campania ar trebui pentru ei să înceapă de pe acum și n-am luat în calcul niciun candidat de la PSD pentru că nu există, nu? Dacă vor merge cu Tăricianu... Nu, cu Tăricianu doar să meargă la oficiul stării civile pentru o nouă căsătorie. Casă se oferi casă de piatră decât casă cu gratii cu mare drag, mai bine casă de piatră pentru. Nu, eu am considerat întotdeauna că e o glumă proastă asta cu Tăricianu, îl umflau apropiații lor de la Institutul de Sondare Opiniei Publice. Nu avea cum să Tăricianu să aibă încrederea populației. El a fost și premier alambicat, a avut numai măsuri anapoda, duduia economia pe vremea lui, dar deficitul era de 8,9%. Au vândut Bancorexul, BCR-ul a vândut și banii, nu se știe exact ce s-a făcut cu ei, a făcut numai prostii, deci Tăricianu nu avea cum să fie un candidat la prezidențiale. Vinovăția pentru prăbușirea PSD-ului nu este doar a lui Dragnea, ci este a întregului comitet executiv al acelui partid care a acceptat, pentru că cred că e unul singur comitet executiv al PSD-ului, a acceptat toate propunerile lui Liviu Dragnea. Ar fi trebuit să se opună la multe lucruri. Dacă bine mi-aduc eu aminte, la un moment dat ei aveau, nu știu, o înțelegere, nu știu dacă era chiar în statut, că nu era în statut, pentru că ar fi trebuit să respecte, deși în România nu se respectă nici legea gravitației, dar statutul unui partid, care spunea că dacă ai condamnări penale definitive sau nici de măcar definitive, trebuie să dai demisia. Parcă așa a plecat domnul Boșcodeală din funcția de primar de aici. În momentul când l-a condamnat și a demis sau a fost din Partidul Social Democrat. La Dragnea n-a mai mers chestiunea asta, n-au făcut lucrul ăsta, l-au păstrat acolo și au ajuns unde au ajuns. Faptul că cel mai mare partid al țării, el este și la ora actuală, chiar dacă rezultatele au fost proaste, rămâne cel mai bine organizat și cel mai mare partid al țării. Deci faptul că nu are un candidat prezidențiabil când mai sunt 2-3 luni arată câtă prostie au promovat, pentru că promovarea prostiei a apărut principala lor preocupare în toată această perioadă. Nu competiția valorilor, nu. Și asta a început-o cu premieri. Grindeanu nu era vreun cioran, Viorica Dăncilă nu mai vorbim, Tudose măcar era hasliu, așa părea că Terente din bălțile Brăilei care s-a dus la guvern. Deci și alții miniștri și grapini au pus europarlamentar, păi fuge cartea de limba română când o vede, îi cresc picioare și fuge când o vede pe Maria Grapini.
Da, domnul Tudose a fost cel care a zis după alegeri că PSD-ul e așa ca o mașină în flăcări și ăștia se preocupă să-i schimbe claxonul. Deci a fost... Da, este, cred că ar fi un bun scriitor, domnul Tudose. Da. Păi tot el a spus când a plecat din... când l-a demis celebrul Cex, a spus că am părăsit Trabantul și l-a lăsat pe premierul Japoniei să plimbe prin București. Bine că nu l-a mâncat vreun cățel și pe ăla... a venit cu oameni de afaceri, să facă afaceri România și se certau ca pe Bărăgan acolo. Deci cel mai mult rău PSD-ului nu era făcut neapărat personajul Dragnea, ci lașitatea celor care l-au înconjurat. Mă uit și acum, sunt unii care o încurajează pe Viorica Dăncilă să rămână președinta PSD-ului. De ce? Mă rog, președintele, cum e limba română. În Franța s-a dat voie să spui președintă, președinte, pentru că s-au gândit că e mai normal, așa, numai la noi. Noi suntem mai catolici decât papa, chiar dacă a fost papa pe la noi, noi tot am rămas mai catolici decât el. Și de ce o susțin? Pentru ce spun? Este la Palatul Victoria, ea distribuie în pixuri, cum spunea odată Mischie, pe vremuri, tot de la PSD, Dumnezeu că a murit, era profesor de istorie, dar nu știam între ce anul domnului Ștefan cel Mare. Da. Ca să vedeți ce intelectual de marcă a fost în acel partid. L-a întrebat un ziarist la conferință de presă între ce anul domnului Ștefan cel Mare și i s-a părut foarte complicat. Mă rog, e complicat că a domnit și de mult. Au fost... Știți că am văzut mulți politicieni și în campania asta care nu prea știau ce țări sunt în Uniunea Europeană. Viorica Dăncilă nu știe nici unde este. Dacă... Unde este Uniunea Europeană? Nu știe nici în țară, că am văzut că era pe la Galați, spunea că e la Iași. Da, Suceava cu Hunedoara și tot așa. Ne oprim pentru publicitate, revenim în câteva minute și o să vă întreb cum vi se pare situația politică și din Buzău după alegeri. Da, deși n-am terminat cu Viorica Dăncilă. Vă las în două părți, doamna Dăncilă, că e mult de discutat despre dânsa. Da, o parte înainte de plecarea domnului președinte Liviu Dragnea și a doua parte după ce a plecat Liviu Dragnea. Așa, revenim în câteva minute.